polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au avut surpriza să tragă pe dreapta un bărbat în vârstă de 54 de ani din comuna Prigoria, care conducea pe drumul județean 675B Prigoria, deși avea autorizația de circulație provizorie expirată. Un alt șofer în vârstă de 34 de ani din municipiul Târgu Jiu a fost depistat de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Târgu Jiu, biroul rutier, conducând un autoturism pe drumul național 66 Drăgoieni din direcția Vâlcea în direcția Târgu Jiu. Mașina cu care circula era radiată din circulație și polițiștii din cadrul postului de poliție Mătăsare au identificat în flagrant delict un bărbat în vârstă de 59 de ani din comună, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 673A Dragotești. Șoferul nu avea montate pe mașină plăcuțe de înmatriculare. Autoturismul cu care circula acesta nu figura a fi înmatriculat în România. Conducătorul auto s-a apărat, afirmând că mașina a fost adusă din Germania pe o platformă, acolo fiind radiată. Potrivit acestuia, documentele de înmatriculare urmau să fie depuse la autoritatea competentă. În toate cauzele s-au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, a transmis Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj. În ultimul timp se pare că pe șoferii gorjeni nu-i mai sperie nicio măsură a oamenilor legii cu privire la prevenirea și combaterea infracțiunilor rutiere, fiind constatate din ce în ce mai multe nereguli privind respectarea legislației în vigoare.